Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare foarte colectivă, foarte generală pentru cei care vor să ascultați acest gen de etalări. De ce asta este pre-etalarea? Să nu credeți cumva că vin cu cărțile neamestecate. Le amestec și ca dovadă am deja câteva cărți care transmit un mesaj, un pre-mesaj, preview. În primul și în primul rând, trei de spade. Comunicare. Posibil greșit înțeleasă, că tot e Mercur retrograd, dar poate în această perioadă a acestui Mercur retrograd, să sperăm că se clarifică, nu știu, zic și eu în avans, că sperăm ca orice este neclar, orice este greșit înțeles, să se înțeleagă corect. Trei de spade. Trei înseamnă Mercur, comunicare, da? Posibil cineva a ținut secret o idee, un gând, poate chiar și sentimente. Și lipsa comunicării a determinat cealaltă persoană să blocheze legătura. Eu văd aici un as de spade invers și un doi de spade, după cum vedeți. Și voi, în această imagine. Și cu alte cuvinte, interesant cum vine mesajul, cele două situații, în primul rând, acel secret. Și nu neapărat că cine știe ce motive oculte sau ciudate ar fi. Poate cuiva este jenă, este rușine să spună, eu știu ce simte, dau un exemplu. Unii sunt mai timizi. Și ascund adevăruri frumoase. Și totuși le ascund. Le este rușine. Cealaltă persoană așteaptă, simte că ceva este și totuși neprimind acest adevăr, l-am dat blochează. Alege oarecum să se detașeze. Și totuși apare această legătură între cele două persoane, așa simt. E o legătură, aș spune, mai degrabă invizibilă. Datorită acestei necuvântări. Interesant este că în timp ce am amestecat setul de cărți pe care îl voi folosi, a apărut 10 de spade. Unul dintre cei doi, că e vorba măcar de două persoane, se simte trădat. Nu știu dacă e vorba de boală, nu știu dacă e vorba de pierderea cuiva, dar în primul rând e un sentiment de trădare. Determinat cred că de această neînțelegere. Pentru că așa se întâmplă. Unii suntem mai vorbăreți, mai ales noi, doamnele. De obicei, femeile sunt mai vorbărețe. Or fi și mai tăcute, dar, în general, femeile trebuie să vorbească. Au un număr de cuvinte pe care trebuie să-l manifeste zilnic. Bărbații sunt mai tăcuți. Bărbații nu exprimă sentimentele. Decât dacă au cine știe ce planete în anumite zodii și în anumite case. Altfel, în general, bărbații sunt concentrați pe alte aspecte ale vieții. Și noi, femeile, la un moment dat, mai ales cele care încă n-au înțeles niște chestiuni, tot așteptăm niște lucruri. Măcar o minimă comunicare. Dar că nu e nici minimă, nu te simți bine. Nu. Nu știu de ce, simt nevoia să împărtășesc aceste lucruri ca să și înțelegeți, pentru că nu toată lumea comunică. Nu trebuie să vă mai simțiți răniți, rănite, în mod special, doamnele, că ceilalți, că ei, nu comunică. În general, ei nu comunică. Ori și bărbați mai vorbăresc, mai expresivi, care au înțeles că, da, uite, iubita mea, partenera mea are nevoie să-i exprim din când în când ceea ce simt și au învățat și exprimă. Dar nu toți sunt așa. Majoritatea, până înțeleg, trec niște cicluri de acestea dureroase, trece timpul. Interesant este că sub acest 10 de spade apare un soare și apare un cavaler de bâte. Cu alte cuvinte, atracție fizică este, bucurie este și totuși, interesant, cărțile au venit în spate, cu spate. Exact ce am simțit tu mai devreme. Interesant, aici ce este? Asul de cupe care tot cu spatele a venit. Cu alte cuvinte, eu asta simt. Lipsa comunicării unei, nu știu dacă iubiri, măcar aprecieri, că este și soarele, da? A unei aprecieri, pardon. Lipsa comunicării
din partea cuiva. Poate persoana respectivă e timidă, poate se simte nepregătită sau nepregătit să vorbească despre sentimente, despre lucruri profunde, obișnuit sau obișnuită cu altfel de exprimări, mai sexuale, mai masculine, să zicem. Da? Ați văzut. V-am arătat. Ideea este că nici măcar atracția fizică nu este exprimată cu acest cavaler de bâte care și el stă cu spatele. Cu alte cuvinte, eu simt că cineva se simte atras de altă persoană, simte mare bucurie în preajma acelei persoane, simte și o cantitate mare de emoții, copleșitoare uneori, în preajma acelei persoane, interesant că sunt tot trei, și totuși nu exprimă. Și uite așa, celălalt se simte trădat, neînțeles, așteptând, aștepți, că simți, e intuiția care te pune pe gânduri. Simți că ceva este între tine și acea persoană și totuși ar mai putea să fie și a doua variantă. Ar mai putea să fie, iar la capătul setului de cărți apare judecata. Urmează. Da. Da, un cavaler și o regină. O persoană mai matură, cealaltă mai puțin matură. Urmează energia feminină, să zicem, să judece, să gândească un pic. Ce face cu, interesant, ce apare? Vedeți? Ce face cu această energie masculină care creează granițe în jurul său și se exprimă mai degrabă imatur emoțional? Stai aici, ce este? Interesant. Și mie mi se par tot interesante, ca să mă uitați. Regina de spade și regele de spade. Mai devreme am văzut pe o pereche foc-foc, cu alte cuvinte, atracție este între ambele persoane, dar este și o atracție intelectuală, mentală, însă unul exprimă, altul nu exprimă. Și totuși există un sentiment de respect între voi doi. Și eu aș spune, ia uite. Și o atracție foarte mare, aproape obsedantă, deranjant de obsedantă. Ar putea să fie și a treia persoană, dar deocamdată nu vreau să mă fixez pe asemenea mesaje, nu de alta, dar m-am cam săturat să vorbesc despre aceste lucruri și numai dacă vor ele să iasă în evidență musai, le voi exprima, pentru că nu prea mai vreau să manifest așa ceva, nici în viața mea, nici în viața voastră. Însă, hai să vedem. Acesta a fost preview-ul situațiune generală, evident, generală. O dată, de două ori, de trei ori. Ia, e, vedeți? Am amestecat în fața voastră. Trei de spade reapare. Să sperăm cu acea judecată că se va clarifica ce nu s-a înțeles. Daughter, valetul de cupe. Judecată. Și opt de monede. A spune că totuși central este dorința de a renaște din această stare de stres. Păsările pentru mine sunt elemente, reprezintă gândurile. Pentru că sunt figuri aeriene. La modul general, ambele persoane își doresc clarificarea situației. Și această clarificare, că ține de vindecarea pe cont propriu sau de împăcare, vom trăi și vom vedea. Ideea este că trebuie manifestată printr-o
prin exprimarea cât de puțină acestor sentimente valetul de cupe. Cât ar fi de imatură, cât ar fi de simplistă. Niște scuze. Scuză-mă că nu am spus, uite, de atâta timp, poate că ar fi trebuit să spun, nu știu ce simt. Și n-am reușit. Știu că am produs această confuzie, poate chiar și durere. Uite, îmi cer scuze. De fapt, eu țin la tine. X, Y. Nu știu dacă va dura musai, hai să ne împăcăm. Dar măcar aveți șansa să judecați clar într-un alt context situația. Și apoi, în funcție de ce judecați, vedeți dacă e 8 de monede, dacă veți munci în relație sau nu. Dacă veți investi în relație sau nu. Deocamdată, până să clarific, simt că undeva, pentru că e 4 și 4 de monede, ambele persoane țin la această situație. Țin să, pentru că 4 de monede ține, probabil că țineți unul la celălalt într-o anumită formă și dacă veți exprima cât de puțin. Acum mi-atrage atenția curcubeu. Cât de puțin aceste emoții exprimate vor aduce această notă de speranță într-o situație foarte întunecoasă, că e neclară. Măi, mă iubește, îi pasă, nu-i pasă, e atras de mine, tu simți? Și nu știi de ce, mi se pare bat câmpii sau ce se întâmplă. Și uite așa apare și Phoenix, da? Puteți renaște. Dar, repet, renașterea poate să fie separat sau împreună. Însă eu simt deocamdată, până să clarific, că amândoi vă doriți să vă uniți. Vedeți și voi, eu asta văd în acest moment. Sper că nu limitez etalarea doar la aceste trei cărți. Da? 8 de monede, care înseamnă muncă. Dar mi-atrage atenția faptul că sunt 4 și 4, două persoane. Amândoi, repet, țineți unul la celălalt într-o anumită formă și vreți să vă concentrați forțele, da? În a recrea, că aici se țese o legătură, a relua, eu știu, situațiune de undeva și să o dezvoltați. Să o reinventați, interesant, cum vine cuvântul, că vorbim de creație. Aplicați al stil, al design. Da, la capătul setului de cărți, ia uite, ce sta? Cavalerul de spade, faetonul și regina de bâte. Și iar 8 de bâte, da, uite, vedeți? 8 de bâte lasă în urmă. Ce? Aceste secreturi. Ia senzația, aici 7 de spade. Cineva a reținut adevărul dintr-o rușine, jenă, timiditate. Mai ales dacă a fost diferență de vârstă sau de, eu știu, nivel profesional sau de educație. Este în evidență magicianul, da? Puteți să lăsați în urmă această situație cu 8 de bâte, o lăsați în urmă și să manifestați ceva nou. Ia uitați, victorie dincolo de blocaje, eu asta văd. Și asta, dacă acest cavaler, mai devreme era de bâte, acum de spade. Mai devreme era foarte atras sexual, acum înțelege că e cazul să comunice. Că nu e doar atracție sexuală, că este mai mult. Sunt și emoții, este și respect, este și apreciere și atunci ar trebui să comunice. Și odată ce se va comunica, lucrurile vor demara într-o direcție foarte creativă cu regina de bâte. Sau înspre, că am văzut-o mai devreme și pe regina de bâte, înspre doamna sufletului său, de care este atras. Eu asta văd. Deci șanse sunt. Să vedem ce o mai fi. Hai să vedem energia celor două persoane implicate. O dată. Ia, nu, sunt multe. Vreau o singură persoană. Unul cred că e mai expresiv. Ia să vedem. Prima persoană? Unicornul. Unicornul e mai expresiv. Doritor de
exprimare, am zis, de depășirea situației. A doua persoană. Iuzi. Pardon. Ce face o libelulă în preajma unui unicorn? Zumzăie. Aici cred că este cavalerul. Cavalerul sau cavalera, nu știu dacă există. Dar cavaler știm că există. Spune că acest fluture reprezintă capacitatea de a transforma aambilor, e semn de aer. Dar este un doi de aer. Cu alte cuvinte, ambele persoane pot să se transforme și separa și împreună. Și transformarea, dacă mai țineți voi, cei care îmi sunteți fideli, minte, povestea aceea Eros și Psihe. De la Eros, de la atracția sexuală, se ajunge la transformare. Și cei care nu știu, vă rog frumos, ascultați. Se ajunge la transformare sufletească profundă. Pentru unii dintre voi. Aici este Eros. Da? Eros. Un zburător. Care probabil că îi mai place să zboare și noaptea cu gândul să vă transmită dorințe. Unicornilor și unicornițelor. Dar e un simbol falic aici, pentru că aici este, deși este semn de aer, reprezintă semn de aer, alchimic, deci apare un triunghi cu vârful în jos, aici este semn de apă. Seamănă mai degrabă cu uterul și vedeți elementul falic. Cu acest de lucru se ocupa această libelulă sau libelul, depinde ce o fi. Și aducea adesea 10 de spade și în viața sa și altora, apropo de ce am văzut mai devreme, 10 de spade, dezamăgiri, sentimentul de trădare, de durere. Însă ia ca în greu, un unicorn care trăiește în alte lumi, care anticipează, care vede în alte dimensiuni, în alte realități, este deja 6. A șasea ceacră, al treilea ochi deschis. Acest personaj are ochiul deschis și a văzut prin acest dragonfly, prin această libelulă, prin acest libelul, a văzut multe. Și de unde a pornit și unde poate să ajungă. Însă, de-aia a zis, intuiția acestui unicorn, a zis, măi, ceva este, dar de ce nu spune? Păi da, nu spune pentru că nu știe nici limbajul, apropo de aer, cum să comunice libelula cu un unicorn, pardon, dar se poate încerca. Se poate încerca, nu de alta, dar unicornul înțelege și vede multe. Măcar să încerci așa, un valet de cupe. Și apoi vedem ce iese. Sună așa poetic, nu? Asta e. Așa e cu tarotela. Hai să vedem povestea pe scurtuleț. O dată. De două ori. De 3 ori. Povestea în această perioadă. Povestea în această perioadă. Încă o dată. O dată. De 2 ori. De 3 ori. Tot aici s-a oprit. La 10 de monede. Deci, se pune problema banilor, a valorilor. Probabil că aveți valori diferite. Evident, persoana care este deschisă spiritual are alte valori și acesta trebuie să învețe. Așa are multe de învățat, săracul, săraca. Însă. Sper că vă plac poveștile mele sau felul în care interpretez. Iau-te, asul de spade. Dacă a fost 10 de monede până acum, acum apare asul de spade. Păi e cam cazul să se clarifice. Să sperăm că se va clarifica. Măcar... Eu știu, nu știu în cât timp, dar cât mai repede. Că așa e bine, să se clarifice lucrurile. Uite, 3 de bute. Regina de cupe. 4 de bute. Cavalerul de cupe. Iar e un cavaler și o regină. Ia uite. Central. Posibil. Dar nu vreau să vă iluzionați. Să fiți suflete pereche flăcări gemene cu 4 de bâte, că este chiar central. Însă, vizionarul nu
că este sentimental, este intuitiv, super intuitiv, supranatural. Supranatural, așteaptă, așteaptă, vede în zare, a zis că vede în zare. Chiar dacă e distanță, știe că e dragoste. Acum rămâne de văzut. Când își va face curaj acest cavaler, iar acum apare sub forma cavalerului, de cupe. Mai devreme a fost de bâte, inițial a fost un jucător. Stai, cum era? Un actor grăbit, un jucător. Apoi, cavaler de spade conștientizează că e cam cazul să se lupte pentru clarificarea situației, dar nu poți să vii așa cu orice fel de cuvinte. E conștient că trebuie să-și ceară scuze cavalerul de cupe și să exprime un anume tip de sensibilitate. Nu de alta, dar cu 8 de spade am senzația că acest personaj deja a intrat în... Care e expresia? S-a blocat în propria sa, care e cuvântul, tactică de lucru, în propriile frici și lipsă de încredere în sine. E un blocaj mental, e o programare. Eu nu sunt în stare să ajung până la această regină, până la această, poate să fie și rege, da? E o energie mai înaltă. Așadar, mă mulțumesc cu mai puțin, dar am senzația că deja nu mai poate nici cu mai puținul. E conștient că trebuie să se transforme. Copt înseamnă transformare mentală, 10 de spade, 8 de spade. Ca să se creeze, am vorbit de 4, aici apare 4 de bâte, ca să se creeze o atmosferă stabilă. Nu zic musai relație, poate să fie prietenie, poate să fie asociere, că m-am cam săturat să zic relații. Se poate în timp, nu vreau să mai creez iluzii. Cărțile sunt versatile, sunt foarte complexe. Măcar o asociere într-o anumită formă, că măcar să vă întâlniți, să vă împăcați energiile. Să vă bucurați de diferențele voastre. Interesant, aici apare roșu și albastru. Diferențele voastre. Să le împăcați și să le stabilizați cu patru. Eu asta văd, iau, asul de spade, iar. Regina de cupe. A doua regina de cupe. Cartea, setul acesta de cărți are două cărți. Nu știu care din... Și apoi regele de bute. Da, e pasiune mare între voi. Simțiți că emoții de când lumea cu 6 de cupe. Dar este și acest sentiment de dor, de doliu. Și când vorbesc de doliu, repet, nu mă refer musai la pierderea unei persoane, cât pierderea potențialului. Că e un potențial aici, două cupe. Cei doi pot să fie împreună, cât ar fi de diferiți, dacă îndrăznesc să iasă din acest blocaj mental, din această dezamăgire. Pentru că dragoste este, pasiune este, mai e cazul să se comunice. Cât am vorbit, am amestecat parcă și clarificatorii, totuși, ia, curățăm cărțile. Amestec o dată. Ia uite, au fost blocaje, trebuie să se elibereze, să vă eliberați de blocaje, să se creați echilibru, dreptate, să se comunice aceste sentimente, să se facă dreptate, altfel dacă nu se face dreptatea, apare karma și judecata. Știți cum e? Știți ce melodie îmi vine acum în minte? Cine iubește și lasă. Și nu e vorba de lăsat musa, e vorba de neexprimat. Să iubești pe cineva sau să apreciezi și să nu-i exprimi, cred că acel personaj poate să stea cu acest sentiment de vină chiar toată viața. Măi, am trecut, m-am întâlnit de atâtea ori, sau eu știu, de câte ori, cu un personaj care mi-a marcat viața și uite, la un moment dat, eu știu, persoana se mută,
în altă țară, în alt oraș, își schimbă job-ul și eu n-am apucat să spun ce simt. N-am apucat să mă asociez, să creez, apropo de creație, să creăm ceva împreună. Acest personaj știe că trebuie să comunice. Dacă nu va comunica, va rămâne legat mental mult timp, poate chiar toată viața, că a pierdut o ocazie. Ia uite, iar apare asul de spade. Trebuie să începeți o nouă etapă, să renașteți în această confuzie, în această noapte a minții. Și noaptea minții de aici vine. Că celălalt este în lumină, în speranță, în compasiune, în empatie. Da, probabil că intimidează, nu știu. O dată, de două ori, de trei. Asul de monede. Aici e. Asul de monede. Se poate începe ceva. Dacă se comunică, evident. Nu poți să creezi nimic fără comunicare. 10 de monede. Regele de spade. Cavalerul de monede. Al patrulea cavaler. Valetul de bute. Și nebun. Exact ce am zis mai devreme. Acest personaj trebuie să o ia de la, să îndrăznească, că asta e nebunia. Să îndrăznească să iasă din acest blocaj mental și să comunice sentimentele, eventual niște scuze, așa cum poate el, ea, ce-o fi, și atracția. Și nu e vorba doar de atracție, cavalerul de, valetul de bute, nu înseamnă doar atracție, cât să inițieze. Că aici este lecția, aici este o lecție a unui personaj care n-are o anumită experiență de viață versus un personaj, vedeți, regele de spade și regina de cupe, pardon, unicornul, spade aici, e mental și emoțional, nu? Unicornul are al treilea ochi deschis, e mental, deci este exact, e în echilibru minte-suflet, acest personaj, bărbat, femeie, ce-o fi. Știți că ai zis că s-ar putea să intimideze acest personaj. Și unii dintre voi vă veți regăsi. Sau unele. Unele. Pentru că personajul acesta, și dacă e femeie, foarte sentimentală, plină de empatie, de compasiune, de înțelegere, psiholog, toată ziua, toată noaptea. Dar, uneori poate să apară foarte rece. Pentru că știe să-și pune granițe personale, știe să-și țină mintea în control și emoțiile și mintea. Să discearnă, apropo de judecată. Intuiție. Regele de spade are intuiție, are logică și are și sentimente. Bărbat, femeie, nu contează. Acest personaj, doi într-un, eu asta văd. Știe să comunice acest personaj corect. Acesta trebuie să învețe să comunice. Să inițieze, să riște, să iasă în această blocaj. Frică, e o frică de comunicare. Pentru că, repet, intimidează. Am zis mai devreme că intimidează pe regele de spade. Cum să nu intimideze? Că poți să fii femeie în regele de spade. Da? Sunteți, doamnelor, unele care mă înțelegeți perfect. Și câți știu că, de fapt, în spatele acestei imagini sobre, intelectuale, serioase, e, de fapt, un suflet mare. Unii simt și chiar dacă simt, tot nu îndrăznesc. Pentru că se simt mititei, tinerei, nepregătiți. Aveți succes profesional. Personajul, unicornul, are succes profesional, are stabilitate familiară. Și nu musai că veniți din cine știe ce familie sau că aveți musai familie. Aveți, nu știu cum să exprim mai bine, ca să nu fie înțeles greșit că tot e Mercur retrograd. Aveți casa voastră, curtea voastră, jobul vostru sau afacerile voastre, aveți stabilitate. Și dacă nu-i familie, este un mediu, familia sufletească care vă este alături. Da? Eu asta văd. Dacă voi vreți să interpretați altfel, e alegerea voastră, dar aceasta este viziunea mea. Oricare alta este binevenită, dar deocamdată aceasta este viziunea mea. Și acum apare cavalerul de monede. Iar, la mijloc.
Odată rostit adevărul, odată inițiat, îndrăznit acest pas, se arunce în această închisoare mentală, să o sparg, să iasă, săriște. Săriște, să inițieze comunicarea, că nu e orice fel de comunicare, trebuie să fie din suflet. E conștient că trebuie să fie din suflet, în adevăr, și creativă, atractivă. Odată inițiată această comunicare, odată riscat, acest nou drum se poate construi, apropo de construcție, cavalerul de monede, pas cu pas. Ceva, o colaborare. Repet, nu vreau să mă arunc până la relație pe termen lung, deși se poate. Afacere se poate. Dragoste se poate. Dar deocamdată aș vrea în această perioadă să fiu mai temperată, încerc din toate puterile să-mi aleg cuvintele. Ia uite, la capătul setului de cărți, regele de cupe, și avem o regină de cupe. Da, sentimente sunt din ce în ce mai profunde. Dar ce te faci dacă nu oferi reciprocitate, nu? Cavalerul de spade. Trebuie să vină să comunice. Și ce lipsește? Echilibru. Trebuie să echilibreze cu această comunicare. Ce? Că apreciază. Că apreciază și că, într-adevăr, i-a fost teamă. I-a fost teamă, ia uite. I-a fost teamă că e rănit, poate că a fost rănit. Trecem peste lucrurile astea dacă vrem să creăm ceva nou. Părerea mea. Acușica, ce-ar mai fi? Acesta am zis că este situațiune. Ce se poate manifesta? Hai să vedem ce se... Ideea este să nu se întârzie prea mult această comunicare, pentru că eu am senzația că unicornul nu mai... nu prea. Așteaptă, dar chiar dacă e vizionar, s-ar putea să fie atras de... Cum era cuvântul? Iartă-i cufundat în stele și în lumi și în ceruri înalte, de nu mai uita în calte sufletul vieții mele. Se cufundă în alte ceruri, în alte dimensiuni. Care ar fi viitorul? Apare aici. Se poate o împăcare, se poate o reconstrucție a unei situații, să zic, neapărat relații, situații stabile și dinamice și pasionale și potențialul odată. Ok, nu mă așteaptă. Potențialul este ce înseamnă? Valetul de monede. Ia uite, valetul și cavalerul. Ideea e că acest personaj are foarte multe de învățat. Da, trebuie să se lupte cu 5 de băte. Trebuie să se lupte. Însă, e potențial de stabilizare, de a crea ceva nou. Încă o carte. Clarificăm valetul de monede. Potențialul acestei situații, dacă se comunică. Ia uite, exact, 7 de spade invers a venit. Dacă nu se mai ascunde, dacă nu fuge, nu se mai... Se învârte în jurul, cum e expresia, în jurul său sau în jurul degetului, nu mai știu cum era expresia. Altfel, rămân dezamăgirile. Rămân dezamăgirile. Cum să pun cărțile? Cum? Ia să vedem. Te apare regina de spade. Cred că asta este. Odată comunicat. Odată comunicat acest, nu știu, dorință de a vă cunoaște, de a crea ceva, pentru că voi știți, așteptați cuvântarea celuilalt. Tot conflictul ăsta mental, 5 de spade, se dărâmă. Turnul, eu cred că asta explică. Se dărâmă conflictul mental. Dacă au fost bârfe, dacă au fost neînțelegeri, 3 de spade, 10 de spade, s-au mai băgat alții printre voi. Acest adevăr aduce lumină. Da, cum? Uite, cu soare.
aduce soare într-o situație întunecată. Neclar în sensul ăsta de neclar. Și vă puteți bucura, 3 de cupe, și puteți să mergeți mai departe, 8 de băte, într-o direcție care, eu știu, vă stabilizează, vă stimulează creativitatea, vă... cealaltă persoană învață, vă crește, zic, și mental, și pentru că există potențial. Sper că am fost înțeleasă, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup, ne auzim la următoarele etalări. Numai bine, ceau, ceau!